Bună ziua, Loredana! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Așa este, meteorologii au actualizat codurile de vreme rea și de fenomene meteo periculoase pentru întreaga țară. Așa se face că în această dimineață de la ora 10 și până mâine dimineață la aceeași oră, mai mult de jumătate din țară se află sub cod galben de furtună. Meteorologii atrag atenția că în acest interval se pot cumula cantități de precipitații care vor atinge și chiar depăși 20-35 de litri pe metru pătrat. De asemenea, se pot produce și intensificări ale vântului și descărcări electrice. De asemenea, mai multe județe din sud-estul Transilvaniei, din estul Moldovei, din nordul Munteniei și din nordul Dobrogei sunt tot din această dimineață de la ora 10 și până mâine dimineață la ora 3 sub cod portocaliu de vijelii. Aici, cantitățile de apă acumulate pot atinge și chiar depăși 60 de litri pe metru pătrat. Pot fi intensificări ale vântului, descărcări electrice și, spun meteorologii, există posibilitatea să cadă inclusiv grindină. Vestul și sudul țării nu mai sunt sub niciun fel de atenționare, e cod verde, ca să spun așa, însă la Timișoara e înnorat și bate vântul, temperaturile au scăzut semnificativ, e o diferență de circa 10 grade comparativ cu ziua de ieri, dar ne-am răcorit, dar meteorologii susțin că această răcorire a vremii nu va dura foarte mult. De la jumătatea săptămânii viitoare, temperaturile vor începe să crească din nou și vor atinge și chiar depăși 35 de grade Celsius.